Din nou în direct, un avertizment de la ANAF pentru toți românii. Agenția Națională de Administrare Fiscală avertizează cetățenii cu privire la o nouă tentativă de fraudă. ANAF atrage atenția asupra unor mesaje care circulă în numele instituției. Concret, prin intermediul acestor e mail cei din spatele înșelătoriei solicită românilor în mod fraudulos informații cu privire la facturile emise prin sistemul e-factura. Reprezentanții instituției avertizează oamenii să nu dea curs solicitărilor.